Ordinea efectuării operațiilor. Știm încă din clasa a treia că operațiile învățate de noi sunt de două tipuri. Adunarea și scăderea sunt operații de ordinul întâi, iar înmulțirea și împărțirea operații de ordinul al doilea. Regula este că atunci când într-un exercițiu avem de rezolvat și adunări și scăderi și înmulțiri și împărțiri, efectuăm mai întâi operațiile de ordinul al doilea, înmulțirile și împărțirile în ordinea în care ele apar, și abia apoi adunările și scăderile în ordinea în care acestea apar. În cazul în care însă apar și paranteze, ca în exercițiul nostru, paranteză rotundă și paranteză pătrată, va trebui ca mai întâi să rezolvăm operațiile din paranteza rotundă. După dispariția parantezei rotunde, paranteza pătrată se va transforma în paranteză rotundă. Vom rezolva și operațiile din interiorul acesteia și abia apoi efectuăm celelalte operații în ordinea pe care o impune regula. Să trecem la treabă. Iată că exercițiul nostru are și adunare, și împărțire, scădere, împărțire, adunare, înmulțire, paranteză rotundă, paranteză pătrată, tot felul de operații. Regula ne spune că mai întâi trebuie rezolvate operațiile din interiorul parantezei rotunde. Avem aici o adunare și o scădere. Sunt operații de ordinul întâi, așa că le rezolvăm în ordinea în care ele apar, mai întâi adunare. Putem în același timp să rezolvăm și acele operații de împărțire sau înmulțire care nu au legătură cu paranteza. Iată, avem aici o adunare, nu o putem rezolva pentru că urmează o împărțire, însă împărțirea se poate rezolva pentru că este între o adunare și o scădere. În cadrul parantezei pătrate, începem cu o împărțire și apoi o adunare. Se efectuează împărțirea și cam atât în prima etapă. Așa că exercițiul nostru va arăta în felul următor. 600 plus 480 împărțit la 4 este egal cu 120 minus, deschidem paranteză pătrată, 68 împărțit la 2 este egal cu 34 plus 4 ori, nu dispare paranteza rotundă pentru că nu efectuăm decât o operație, 20 plus 12 este egal cu 32 minus 18 și închidem ambele paranteze. În etapa următoare, putem să rezolvăm scăderea din paranteza rotundă. Și pentru că paranteza rotundă dispare, paranteza pătrată se va transforma în paranteză rotundă. 600 plus 120 minus, paranteza pătrată se transformă în paranteză rotundă, 34 plus 4 ori, și rezolvăm scăderea din paranteza rotundă, 4 14. În următoarea etapă va trebui să analizăm operațiile din interiorul noii paranteze rotunde. Avem o adunare și o înmulțire. Se rezolvă mai întâi înmulțirea. 600 plus 120 minus, paranteza nu dispare, 34 plus 4 ori 4, 16, 56 și închidem paranteza rotundă. În această etapă vom rezolva adunarea din paranteza rotundă care dispare. 600 plus 120 minus 90. În cazul nostru acum avem de-a face numai cu operații de ordinul întâi, o adunare și o scădere și le rezolvăm în ordinea în care ele apar. Mai întâi adunare. 720, rezultatul adunării, minus 90, egal cu 630.